cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Din nou la cafeaua de dimineață. Suntem în iunie, pe 22, s-apropie sărbătoarea orașului Piatra Neamț. E cald, e frumos și pe surse verificate și verificabile, cam într-o lună de zile ar trebui să vedem primii pași, poate chiar mai devreme, depinde cum se mișcă, primii pași spre implementarea proiectului cu coridoarele de mobilitate. După ce s-au semnat contractele, a fost dat ordinul de lucrări pentru unul din coridoarele secundare, ceea ce noi numim în limbaj comun varianta aia care, nu aia care ne s-a promis în campanie, ci varianta veche. Adică cea care trece de la piață spre gară încolo. Pentru că sunt lucruri care țin de Piatra Neamț în special, avem astăzi ca invitat, așa cum am discutat într-o intervenție telefonică, pe primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit în studio. Bună dimineața, bine v-am găsit. O zi minunată doresc tuturor celor care vă urmăresc și o cafea foarte bună în această dimineață. Să dea cel de sus să fie cafeaua bună. Domnul primar a făcut o vizită în piață înainte. Nu vreau să-i cer impresii în emisiunea asta, dar piața este un loc interesant întotdeauna în orice oraș. Câteodată poate fi considerată și o carte de vizită a orașului pentru unii. De acord cu dumneavoastră, poate fi o carte de vizită. Îmi doresc condiții mult mai bune în piață. Ce pot spune momentan, fără a spune neapărat că sunt mulțumit, este curat acolo și chiar e un loc unde toți prietenii pot să vină să cumpere în condiții decente produse ale unor producători care sperăm noi să le vină din ce în ce mai locali în perioada care urmează. Îmi aduc aminte pe vremuri, citeam, când mai se citea în țara asta, o carte în care se vorbea despre cea mai bună dintre toate societățile posibile, în care orice ți se întâmplă este un lucru bun. Mă rog, te îndrăgostești, era vorba, se îndrăgostea, îi lua nobilul, nevasta, Viola, se căsătorea până la urmă cu ea. El era fericit. Se duce la luptă, își pierde un picior, își pierde calul, își pierde averea. Era fericit. Eșuează pe... Adică, eu sunt bucuros că măcar avem condiții decente. După ce aceste condiții decente devin o realitate continuă, deci de dimineața până seara, sper ca și măsurile acelea de respectare a prevederilor legale privind producătorii să fie puse în aplicare în piață, adică producătorii să nu stea în afară și comercianții să ocupe tot ce este în piață. Asta este o altă problemă, eu vreau să discut astăzi. Deci, noi referim, aici avem două, noi avem afară, amenajate în afara clădirii pieței centrale, avem amenajate 6-8 arabe sociale care sunt puse la dispoziție gratuit unor producători care vin sau nu doresc să plătească acel tarif de ocupare a tarabei. Nu știu dacă este normal să nu plătească tariful de ocupare a tarabei. Este un proiect pilot mai degrabă, care vedem noi că are priză și chiar vrem să încurajăm micii producători din zona orașului să vină și să își promoveze produsele și să le vândă, oferindu-le. Pentru că ce era de unde a pornit această idee? Pur și simplu nu am mai vrut să vedem acele situații cumva penibile în care o băbuță care vinde 3 fire de mărar este luată la întrebări de un polițist local. Noi trebuie să oferim și anumite condiții și să impunem anumite condiții celor care comercializează să fie perfect adevărat. Dorim să perfect adevărat, facem un pas înainte. Perfect adevărat, numai că și acum se întâmplă același lucru, se vinde în afara pieței
din motive care țin și de o anumită obișnuință și de anumite năravuri. Și asta e problema. Dar obișnuințele și năravurile trebuie tratate cu politețe, îngăduință și fermitate. Am încercat de multe ori cu politețe. Noi oferim alternativa corectă. Da. Din cei care nu o îmbrățișează, acolo, din punctul meu de vedere, trebuie fermitate. Bun, fermitatea, o să discutăm despre fermitate, apropo de piață, într-o emisiune. Chiar am niște imagini care tot le-am amânat, n-am vrut să le dau, pentru că am fost implicat personal și n-am vrut să fac din asta un caz. Dar este o chestie care se întâmplă și se întâmplă zilnic și nu e normal să fii agresat de personaje care poartă însemnele unei instituții publice în piața centrală, în condițiile în care tu dorești să faci un lucru bun. Cred că știu la ce vă referiți. Nu e cazul să fermitatea nu înseamnă în niciun caz agresivitate și nu exclude politețea, din punctul meu de vedere. Agresivitate și injurii. Exclus așa ceva, această conduită nu o tolerez și dacă... Deci, avem o situație concretă. Am refuzat să fac o plângere. Am nevoie de o sesizare explicit. Refuzat să fac o plângere pentru că este vorba despre persoana mea. Deși toți cei care erau în jur au spus că fac ei plângere, am spus nu, pentru că este o jignire adusă instituției respective și nu vreau eu să fiu cel care... Dar nu, jignirea este însă și situația în sine, așa. Nu neapărat... Dar haideți să trecem. Am înțeles că de astăzi avem firmă care se ocupă de parcări. Da, așa ar trebui să decurgă lucrurile, pentru că din discuțiile pe care le-am avut și ieri cu conducerea parking, este pregătit OP-ul, urmează doar validarea finală și procesarea lui. Facem eșalonarea. Haideți să explicăm ce înseamnă asta, că noi știm, să înțeleagă și cei... Dați-mi voie să spun contextul în ansamblu. La precedenta ședință de Consiliu Local s-a adoptat, s-a aprobat delegarea gestiunii parcărilor de reședință către societatea Parking. Practic, pentru a debloca situația, criza parcărilor, încredințăm direct această activitate către societatea Parking, care se va ocupa imediat după semnarea contractului de parcările de reședință din nou. Ce este de menționat? Pentru ca acest contract să poată fi semnat, am pus niște condiții necesare în situația dată, pentru că a existat un context în care cumva parkingul a încheiat niște contracte cu depășirea unei perioade contractuale cu primăria. Noi ne-am subrogat în drepturile și obligațiile parking și de acolo a rezultat un debit. Un debit care a fost verificat în urma unui audit și un expert contabil, în baza unui raport de expertiză contabilă, a întărit și a fundamentat acel respectivul debit. Debit pe care societatea Parking și îl însușește, îl va achita integral, dar pentru a putea semna contractul trebuie să achite înaintea semnării contractului sau în prealabil o sumă de cel puțin 15% din această valoare. Valoare care în total este de aproximativ 1 milion de lei. Deci 15.000 de lei, 150.000 de lei ar trebui Da, 159.000 de lei, undeva pe acolo. Imediat ce se face această plată, facem o eșalonare pe maxim 12 luni, conform prevederilor normelor în vigoare, și mergem, procedem mai departe la semnarea contractului. După aceea va exista o perioadă de predare a întregii evidențe, pentru că este nevoie de acest lucru și mai mult decât atât, vom preda societății Parking o aplicație care este finalizată. Acum urmează să fie încărcată cu date în sistem GIS geospațial pentru a face un punct
care să poată fi contractat, accesat de fiecare cetățean în parte. Practic, fiecare loc de parcare va putea fi contractat online sau fizic prin aceeași platformă. Fie că face această solicitare a locului de parcare prin aplicație, deci la distanță, fie că mergi la ghișeu, la societatea parking, contractarea se face în aceeași platformă. Astfel va exista mai multă transparență, mai multă siguranță și mai multă încredere în ceea ce înseamnă gestionarea locurilor de parcare. Întrebarea, această aplicație le-o dați gratuit, nu cum au cerut ei bani pe aplicația pe care o aveau. Aplicația este plătită de municipiu, este finalizată, urmează ca în această aplicație să fie introduse toate datele. Astăzi se finalizează procesul de cadastrare a tuturor locurilor de parcare. A fost un proces extrem de îndelungat, de aproximativ 3 luni și jumătate se lucrează la această măsurătoare, cadastrare a tuturor locurilor de parcare din oraș. Până în momentul de față sunt introduse undeva la 11-12.000 de locuri de parcare în aplicație. Până în următoarea săptămână vor fi finalizate aceste proceduri și apoi se va trece la faza de contractare. Estimăm că partea de contractare prin aplicație va cel târziu, începând cu data de 18 iulie, va fi disponibilă tuturor pietrenilor. Ca să înțeleg eu, vorbim aici despre toate parcările din oraș care trec la parking. Toate și parcările cele... de reședință. De reședință doar. De reședință. Celelalte rămân la primărie? Parcările publice rămân la primărie în baza hotărârii de Consiliul Local din 28 februarie, când am preluat în gestiune directă. Printr-o hotărâre de Consiliu Local. Deci astea rămân la primărie. Publice, printr-o hotărâre, da, parcările publice și rămân la primărie. Nu există acum gândul să treacă la parking sau rămân... Câtă vreme nu am avut piedici și sincope în această situație, avem încă niște proceduri în derulare, nu punem în discuție trecerea la parking și acestor parcări publice. Principala procedură ține de... cred că de posibilitatea de a-i sancționa pe cei care nu parchează, care nu plătesc parcarea, din câte știu eu. Da. Asta este o activitate pe care consider eu că la un moment dat ar trebui corelată cu activitatea de blocare, deblocare și la parcările de reședință. Pentru că altfel înseamnă o dublare a activității. Am o curiozitate. Parkingul care va lucra de acum pe parcări de reședință va avea program și de vineri până luni? Pe partea de blocare de mașini, pentru că era una din puținele societăți din lume care vineri la ora 2 închidea și deschidea luni dimineața. Și dacă cineva îți parca pe locul tău și sunai la parking, ne pare rău, noi nu putem lucra. Adică s-a făcut vreo înțelegere? Discuțiile pe care le-am avut, știu că în weekend sesizările sunt mai puține de regulă, dar la sesizarea unui utilizator mi se pare firesc să se răspundă și să se intervină. Nu a existat așa ceva, vă garantez. Am avut aceste discuții cu cei de la parking și speranța mea este că va fi îmbrățișată această abordare, pentru că nu putem lăsa un interval descoperit câtă vreme noi trebuie să asigurăm utilizatorului locului de parcare acest serviciu pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului. Eu zic că ar trebui pus în contract, știți? Adică ca o clauză, nici nu știu cum se cheamă clauzele astea, Ar trebui să fie în regulament. Contractul presupune respectarea condițiilor din regulament. Bine, dar eu zic că, având în vedere experiența unor ani întregi pe parcări de reședință și a firmelor care s-au ocupat numai parkingul, cred că contractul fiind lege între părți ar trebui pus și în contract, pentru că altfel iarăși încasăm fără să avem perioadă de contract, dar e legal. Aici nu lucrăm sâmbătă și duminica, că e în regulament, dar nu e în contract. Această situație nu există, n-am lăsat nicio portiță pentru ca această situație să se întâmple. Aștept să înceapă și promit că în prima săptămână după ce începe o să dăm un telefon să vedem dacă funcționează în weekend echipa de intervenție de la parking. Imediat după semnarea contractului putem să verificăm asta, o voi face și eu.
Dar tocmai am primit o veste de un incendiu, mi se pare mai deosebit, a fost un motel Bicaz din orașul Bicaz. Incendiul se manifestă generalizat la acoperiș pe o suprafață de 250 de metri pătrați. Intervenția este în dinamică. Am primit acest mesaj. Să sperăm că nu sunt victime. Să sperăm că nu cred că acolo cred că nu mai se lucra, dar mă rog, cine știe. Bun, am înțeles. Deci practic parkingul, dacă face astăzi plata, banii intră mâine probabil sau astăzi, de când populația poate să se ducă la parking pentru a prelungi, a încheia, a plăti, a recupera locul de parcare. Termenul pe care ne-l putem asuma astăzi public, pentru ca toate lucrurile să fie bine pregătite, bine puse la punct, este începând cu data de 18 iulie. Adică pentru că în această 18 perioadă, iulie, 18 iulie. Deci mai avem încă o lună de trecere, ca de să ce? Spunem așa. Pe de o parte, trebuie să finalizăm această etapă de încărcare a tuturor datelor din GIS în aplicație, în așa fel încât fiecare loc de parcare să fie accesibil ca un buton în aplicație sau în platforma pe care va fi utilizată la ghișeu pentru contractare. Practic, având aceeași interfață și pentru solicitările online și pentru celele la ghișeu, nu vom putea, va fi un sistem care să nu poată fi fraudat. Mult mai transparent, va fi accesibil, unele informații vor fi accesibile și cetățenilor care sunt potențial interesați de respectivul loc de parcare. Trebuie să fie și o perioadă de instruire a personalului societății parking pentru a utiliza respectiva aplicație, pentru a se familiariza cu ea. Este o aplicație făcută în așa fel încât să fie cât se poate de intuitiv pentru cetățean și implicit pentru orice operator o va utiliza, dar trebuie să existe o instruire prealabilă pentru a identifica diversele funcții și a ști să opereze cu fiecare dintre ele și pentru spețele care sunt mai rare sau mai puțin întâlnite. E o aplicație construită pe regulamentul în vigoare și în această perioadă. Noi practic am făcut această aplicație în perspectiva utilizării de către cetățean în baza unui contract cu primăria, în baza regulamentului de gestionare directă a parcărilor de reședință. Și acum sunt de făcut anumite modificări, pentru că de data asta este vorba despre un operator privat care va gestiona parcările de reședință și aici sunt niște funcții care trebuie rafinate pe principii contabile și... Am înțeles. Deci, practic, mai avem o perioadă de tranziție. Cei care le expiră contractul în perioada asta se adresează cui? Societății parking. Se adresează societății parking. Ce trebuie să mai menționez? Contractele care sunt încă încheiate cu societatea parking și care sunt dincolo de data de 1 iulie, pentru că societatea parking a încheiat contracte inclusiv până în decembrie. Acele contracte sunt valabile din momentul semnării contractului cu societatea parking. Astfel încât cei care au contract valabil n-au niciun motiv să vină acum să solicite un alt loc de parcare. Primele contracte care se vor încheia vor fi cele care au fost deja înregistrate în perioada martie-iulie 2022. Da. Deci, concluzie. Mergeți la parking cei care aveți de... Nu acum. Nu, nu este de cazul săptămâna cealaltă. De când? De pe 18 iulie. Pentru că în acest moment facem acest... Am înțeles trecerea. Deci nu mergeți la practic decât după 18 iulie. Vom anunța public. Da. Speranța mea este că vom reuși să devansăm acest termen, dar pentru a nu crea confuzie, anunțăm astăzi un termen limită, discutat, agreat cu toți colegii din primărie și din societatea parking. Cel târziu pe data de 18 iulie începe activitatea de contractare a locurilor de parcare în baza noului contract. Nu este exclus să începem mai devreme, dar aici depinde de mai mulți factori. O să-l rog pe Bogdan în timp ce noi vorbim să pună imagini de la motelul Bicaz care arde chiar acum. Bogdan, am primit un video, dacă poți. Ai dat, da?
Da, deci este cam așa se desfășoară lucrurile acolo. Ce putem observa că PNL-ul sediu de acolo nu are probleme, arde doar fostul motel. Este... Sperăm să fie lichidat cât se poate de repede focul. Și eu sper, pentru că e clar că incendiul e destul de puternic. Mulțumesc, Bogdan, asta am vrut să dăm. Mă scuzați, dar când sunt lucruri de genul acesta, e bine ca ele să fie arătate. Da, e păcat da. Că se întâmplă, dar evident partea de informare este foarte importantă. Mulțumesc colegii care a trimis această filmare. Domnul primar, haideți să trecem. Am înțeles cu parkingul de acum, lucrurile vor intra într-un normal, pe de o parte, pe de altă parte, mergeți mai departe în instanță cu... Astăzi este și termen. Azi e termen în instanță. Va fi interesant în momentul în care, dacă veți câștiga acest proces, pentru că va trebui să revenim la situația anterioară. Da, așteptăm decizia instanței. Sunt încrezător că tot procesul a fost cât se poate de corect și a respectat toate legile, având în vedere contextul în care s-au desfășurat lucrurile. E regretabil că s-a ajuns aici, dar sunt foarte decis să tragem la răspundere pe toți cei care au greșit. Dacă sunt din primărie și instanța va spune asta... Da, deci, indiferent cum ar fi... Responsabilii vor fi... Deci cam așa ar trebui să meargă lucrurile. Se greșește, să se ia o măsură și să fie făcută și public. Bun... Haideți să începem cu una din marotele mele, coridoarele de mobilitate. Nu doar ale dumneavoastră, ale tuturor am putea spune. Eu am fost printre primii cu aceste marote și susțin în continuare că la modul în care au fost construite și gândite aceste proiecte pe timpul domnului primar Dragoș Chitic, au fost gândite prost, dar asta e. Acum... Deci, sunt însușite și merg... Nu, au fost gândite prost. Eu nu vorbesc de utilitatea unor astfel. Singura problemă a acestor proiecte este că din momentul semnării contractelor de finanțare și până la alegerile din 2020 nu s-a întâmplat nimic. Au fost ținute în sertar. Au explodat prețurile între timp ca urmare a pandemiei. Au mai explodat încă o dată ca urmare a războiului din Ucraina. Am ajuns în fază primar. Sunt foarte multe probleme. Mai sunt și alte probleme. Faptul că pe bulevard nu a fost prevăzut, pe coridorul principal nu au fost prevăzute schimbarea țevilor de apă. O altă problemă. Deci, de asta am spus că sunt proaste aceste proiecte făcute la vremea. Dar proiectele sunt foarte bune. Nu. Problema este că nu au fost corelate cu situația din teren. Un proiect necorelat cu situația din teren. Asta este un proiect incomplet, ca să nu spun prost. Eu nu vorbesc de calcule, de lucrurile astea. Eu vorbesc despre modul în care cineva a gândit în perspectivă. Astea nu au fost proiecte gândite într-o perspectivă care să țină cont că, bă, l-am făcut și îl țin 10 ani, nu mă mai ating acolo. Cea mai importantă activitate în gestionarea unui proiect, mai ales de anvergura aceasta, este managementul riscurilor. În momentul în care nu te uiți cu atenție care sunt riscurile și pe de o parte ai un risc, faptul că tu ai o perioadă obligatorie de implementare, trebuie să te încadrezi într-un interval. Orice lună pierdută din implementarea respectivui proiect pune o presiune extraordinară. Absolut. Și absolut. Acel proiect devine, cu cât timpul trece, devine din ce în ce mai greu de implementat. Un an și jumătate nu s-a făcut nimic. Imaginați-vă că aveți de parcurs un traseu din punctul A în punctul B și ai un timp limită la dispoziție pentru asta. Trece timpul și tu stai pe loc și nu faci nimic din implementarea respectivului proiect. Și măcar nu te antrenezi. Nici măcar nu te antrenezi. Da, exact. Și nu te gândești nici măcar care sunt problemele care pot apărea, că în orice, într-un proiect de anvergură aceasta, apar întotdeauna rețele, situații în teren la care nu te-ai gândit, pe care proiectantul nu le-a anticipat, pentru că una este imaginea de sus,
de la suprafață, că faci studiu topo, faci tu toate. Te pui la masă cu toți avizatorii, cu operatorii de utilități, furnizorii de utilități, cu ceilalți avizatori. Ți se dă o listă, o hartă cu traseele rețelelor de utilități și în teren situațiile sunt un pic diferite. 2 metri mai la stânga sau mai la dreapta, mai sus sau mai jos sau cine știe, poate sau chiar mai grav. Sau stâlpi pe care nu i-ai văzut. Da, sau exact. Îți dai seama că trebuie și trotuare și nu le-ai văzut. Îți dai seama că... Deci, domnul primar, haideți să vă spun eu pe aia dreaptă, că deja subiectul începe să mă agaseze. Aceste proiecte au fost gândite pentru asfaltatori. N-au fost gândite ca proiecte de mobilitate urbană reale. Ele au fost gândite ca niște proiecte care să dea de lucru a unor asfaltatori inițial, după nu care... Nu sunt de acord cu dumneavoastră. După care, din punctul meu de vedere, uitându-mă la rezultatul final, scopul este să crești calitatea vieții, de să acord. Prioritizezi transportul public, metodele alternative ecologice de deplasare, să pui în față oamenii și nu mașina, să transformi ușor, gradual, orașul într-un oraș care este prietenos cu oamenii, cu bicicliștii, cu cei care... viețuiesc într-un oraș și nu neapărat cu tabla, mașina și așa mai departe, care creează o presiune, frustrare. Uitați-vă dimineața, în traficul aglomerat din orașul Piatra Neamț, care încă e binișor în comparație cu alte orașe, câtă frustrare găsește doar într-un sfert de oră, mergând pe variantă, de exemplu, că tot este primul coridor de mobilitate care va fi modernizat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că ce se face va fi mai bun decât a fost cu mult, din punctul de vedere al designului urban. Absolut. Designului urban. Nu cred că va scădea gradul de frustrare al conducătorului auto, cel puțin pe coridorul principal. Cel puțin pe coridorul principal. Și la coridor, și la toate Dar trei sunt principale. Pentru astea le vedem după. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că acum, în momentul ăsta, nu acum 2 ani, aceste proiecte trebuie duse și făcute. Dar haideți să trecem la concret. Ați dat ordinul de începere a lucrărilor pentru coridorul secundar, da. Deci bulevardul... Principal, toate trei sunt principale. Mă rog, eu mă uit pe ce spune aici coridor secundar pe una din schițe, da. Nu mă pricep. Da. Toate trei sunt principale. Deci pe coridorul principal, acesta care merge de la de pe bulevardul 9 Mai, da? De la bretelele de la 1 Mai, da, până la gară. Până în sensul giratorii de la gară. Numai atât, nu merge până la Kaufland. Atât este acest plan. La Carrefour, pardon. Atât, până atât, la gară. Până la gară. Am înțeles. Era bine dacă făcea și ordine de la gară, măcar până dincolo de Carrefour. Era foarte bine. Ceea ce vă pot spune este că astăzi lucrăm la continuarea acestui proiect de mobilitate, alte cu coridoarele proiecte secundare de mobilitate, în continuarea celor existente sau care vor lega coridoarele care intră în execuție în perioada următoare. Avem doar, suntem în fază de proiectare în momentul de față. Din câte știu, este în curs de finalizare licitația, în procedură de evaluare. A, deci intrați la pe procedură. Da, deci nu acum, și asta este un alt beneficiu al programului deja de finanțare în care intrăm, față de precedentul, unde înainte făceai cererea de finanțare cu un studiu de fezabilitate în spate făcut pe repede înainte, cum s-a și întâmplat de altfel, acum faci direct proiect mator. Avem un proiect de asistență tehnică finanțat prin POR și facem partea de proiectare înaintea cererii de finanțare. Practic, mergem cu proiectul mator gata făcut este și ADR-ul îl va aproba în momentul în care el este deja... Cred că ADR-ul deja... are și el o răspundere asupra a acestor proiecte inițiale care s-au făcut, pentru că au trecut toate în bloc extrem de ușor.
Da, mă rog. Nu, să știți că evaluarea a fost foarte strictă. Eu, odată, dacă doriți, venim și discutăm pe proiecte, le luăm proiectele, le discutăm, studiul de prefezabilitate, fezabilitate și tot ce a fost pe cele trei coridoare de mobilitate. Dar este un lucru depășit, începem treaba. Ce se va întâmpla concret aici unde ați dat ordinul de începere a lucrărilor? Deci, am avut o discuție prealabilă cu constructorul. Pe de o parte, la momentul semnării contractului. Am o primă veste și sper că este una bună pentru Pietren, deși presupune sau implicit include un oarecare disconfort. Propunerea mea către constructor este să se lucreze și noaptea. Ne interesează să terminăm lucrările, să fim cât se poate de operativ, să terminăm lucrările cât mai repede, chiar dacă va fi un ușor disconfort pe perioada de o săptămână, două săptămâni, cât se lucrează pe tronsonul respectiv în o anumită zonă. Aici nu este o problemă, vă spun eu, că oamenii sunt înțelegători dacă se lucrează, cu condiția să se lucreze. Avem norocul unor executanți serioși, din punctul meu de vedere, unor companii mari cu capacitate mare de execuție, care își pot mobiliza echipamente numeroase și personal suficient să se miște foarte repede. Haideți, o problemă delicată. Deci, atât pe acest coridor, cât și pe celălalt coridor, avem poduri, unele recondiționate, da. Mie și fac așa când spun poduri reabilitate, nu, așa. Va fi consolidate. Deci consolidate, reabilitate. Unul dintre ele va fi chiar demolat. Așa. Și poduri demolate. Cum reconstruire? Cum vor merge, cum se vor desfășura lucrurile din punctul ăsta de vedere? Adică avem podul de la piață, haideți să-l luăm concret aici. Da. Podul de la piață, care e și așa acum arată cum arată. Deci dacă vor începe lucrările, nu cred că vor putea începe lucrările cu el funcțional. Sau nu știu. Strategia de lucrări ne va prezenta, sau prima discuție pe strategie de lucrări o vom avea vinerea aceasta cu societatea Dan Lin, cea care va executa atât varianta cât și calea Romanului, strada Mihai Viteazu. Propunerea pe care le-am făcut-o la momentul semnării contractului a fost să înceapă cu podul de la piață. Mai întâi construirea podului nou, pentru că acolo va fi construit un pod nou de o bandă. După aceea se circule pe el. În așa fel încât să avem... Eu o să pun niște imagini. Te rog să le mărești, Bogdan. Este o schiță pe care am primit-o de la dumneavoastră. Și după cum vedeți din imagini, avem acolo, se vede în zona aceea exact, podul de la piață. Va fi construit în amonte față de cel existent, înspre Forum Center, un pod nou care va deci este vorba despre acesta, da? Da. Care încerc eu să-l încercuiesc așa. Care va fi pentru o bandă de circulație și un trotuar pietonal, iar cel existent va fi consolidat și vor fi trei benzi de circulație pe el și un trotuar pe partea dreaptă pentru spre piață, cum spre piață pe partea cealaltă. Spre Center, da. Piață, da. Mai întâi vom începe și asta a fost propunerea mea, vom vedea vineri care este strategia executantului și vom găsi, evident, de comun acord soluția finală. Propunerea mea este să se facă întâi podul nou, în așa fel încât să asigurăm o bandă de circulație pe podul nou se și una pe cel existent. Se circulă pe cel vechi până se face podul nou. Exact. Face podul nou. Exact. După care se începe lucrarea cel vechi. La cel vechi, lăsând o bandă de circulație pe acel pod, așa cum funcționează și astăzi. Să avem în permanență trafic în ambele sensuri. Pe o bandă pe fiecare sens. Vom vedea și ce estimări are constructorul, cât vom putea face până la iarnă și, evident, provocarea este ca măcar un segment clar de drum să știm că va fi finalizat până la începutul lunii noiembrie și să ne spună constructorul care va fi acela. Din punctul meu de vedere, propunerea va fi, având în vedere că este același constructor, și are două coridoare de mobilitate câștigate. Practic se va ocupa de modernizarea a două tronsoane mari de drum.
să finalizeze unul și apoi să se apuce de celălalt. Experiența, cartea de vizită pe care o are, spune că finalizează proiecte cu succes și cu un an mai devreme decât termenul din contract. Și mă aștept ca experiența din Piatra Neamța Constructorului să fie o nouă carte de vizită pe care să o pună cu succes în portofoliul său de lucrări. Bun. De asemenea, pentru noi, evident, câștigul va fi incontestabil în modernizarea orașului. Deci este clar că dacă avem cel puțin această zonă de centură funcțională, după aceea nu va mai fi așa o presiune mare pe coridorul principal. Exact. Va fi presiune, clar că va fi, dar nu va fi atât de mare dacă se va putea circula măcar pe aici. Da. Dar care este termenul de finalizare? Pentru variantă, din câte prețin eu, e posibil să fac o concluzie, da, dar maxim 14 luni este termenul. 14 luni, deci suntem în sfârșitul anului 2024, începutul anului 2024. Decembrie 2023 este termenul final pentru toate proiectele. Deci decembrie 2023, da. Angajamentul pe care și l-a asumat constructorul e că va termina mult mai devreme. E posibil, la modul în Iar care lucrează Dandinu. Pe variantă, da. Nu avem situații care să impună reabilitarea rețelelor de apă. Aceste situații le avem pe Calea Romanului și pe Traian Decebal. Mâine voi convoca o nouă ședință de Consiliu Local pentru ședința ordinară. Pe data de 30 iunie va avea loc ședința. Vom actualiza indicatorii, am solicitat proiectanților care au făcut studiul de fezabilitate pentru rețelele de apă noi de pe Traian Decebal, actualizarea devizelor, pentru că am făcut o licitație la care nu a venit nimeni. Am crescut valoarea proiectului respectiv cu aproximativ 15%, oricând peste 15 milioane de lei pentru o rețea nouă de canalizare pe principala axă de mobilitate. Problema este că trebuie să vedeți cu un constructor care să lucreze foarte rapid, curat și eficient. Absolut. De aceea am și făcut acest lucru, am crescut valoarea, pentru că a-l scoate cu aceeași valoare, s-ar putea să ne trezim cu același rezultat și nu ne mai permitem să pierdem vremea din acest punct de vedere. Vreau să fac aici o mențiune. Și cred că dumneavoastră puteți confirma foarte bine, pentru că sunteți un om care cunoașteți bine realitățile acestui oraș. Rețeaua de apă a orașului are o vechime de 6 decenii. 6 decenii în care nu s-a făcut nicio reabilitare pe tronsoane largi. S-au făcut doar intervenții punctuale pentru a repara în urma unor avarii. E prima dată când se face așa ceva. Mai mult decât atât, nu e doar prima dată când se face o investiție de la buget local pentru o modernizare rețelei de apă pe tronsoane largi, extinse. Lucrează și apa servul. Am avut anul trecut o experiență pe strada fermelor, unde au avut o porțiune unde au făcut ei reabilitarea și noi am venit ulterior cu reparația, aducerea la stare inițială, ca să zicem așa, practic, partea de asfalt ne-am asumat-o noi, primăria, prin PubliServ. Acum se lucrează pe fermelor în continuare, se asfaltează integral ce a rămas, ce nu am reușit să finalizăm anul trecut. Apa Servul lucrează astăzi pe Calea Romanului și în 3 săptămâni finalizează lucrarea de reabilitare a rețelei de apă pe Practic Calea Romanului. Practic e zona pe care va fi coridorul, da, pe Calea Romanului. Da. Deci ei lucrează acolo, așa primăria ne-am împărțit responsabilitățile. Și-a asumat coridorul principal. Exact. Noi facem coridorul principal, rețeaua de aducțiune principală a orașului, ei reabilitează rețeaua din de pe deci ei Romanului. Termină ca să poată da drumul angajamentul e că termină în maxim 3 săptămâni. Deci atunci constructorul ar putea să intre pe coridor să-și facă treaba. Cum da, fiind Danlinul, din punctul meu de vedere, ar trebui să terminăm întâi varianta și asta va fi o discuție pe care vom avea vineri. Sperăm să, sunt convins că vom ajunge la un consens
care să optimizeze calendarul. Vine și el, poate vine cu o idee care să permită lucrurile să meargă optim și într-o parte și în alta. Nu-mi dau seama. Da, ideea este că trebuie să ne pregătim pentru o perioadă în care cu circulația va fi mai greu. Nu vă ascund, sigur vom întâmpina provocări, dar aici mă bazez pe înțelegerea pietrenilor că vom găsi soluții și ne vom adapta. Noi încercăm să facem aceste lucrări, să facem din aceste lucrări, să ne mișcăm cu maximă operativitate în primul rând. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii și cu alți specialiști în zona construcțiilor, perturbările vor fi undeva la 15% față de realitatea de astăzi. Deci nu va fi o perioadă în care deranjul să fie exponențial mai mare, dar cert este că vor exista situații în care trebuie să ne reconfigurăm traseul, pentru că, de exemplu, va fi o perioadă în care nu vom avea circulație în zona dinspre spital spre Muzeul de Istorie. Și atunci vom avea un traficul deviat pe perioada în care se demolează podul și se reconstruiește cel nou. La discuția care am avut-o cu constructorul care a câștigat tronsonul Bulevardul Decebal Traian, i-am cerut de asemenea să comande prefabricatele, să-și pregătească strategia de lucrări, începând cu podul de la spital, în așa fel încât în momentul în care demarează demolarea podului, pentru că acolo vom avea un pod nou, în momentul în care demarează demolarea podului, să aibă deja toate elementele prefabricate, toate materialele de construcție necesare și echipamentele. Podul va fi mai larg? Din câte știu, da, puțin mai larg. Da. Da, asta e. Domnul primar, haideți să considerăm că am lămurit o parte din problemele apropo de coridoare, lucrări și trafic și să mai avem câteva minute și să discutăm și alte probleme. Aseară am fost invitat într-o emisiune pe un post central și, bine, au întrebat incendiu, ATI, podul de la Luțca, adică cu ce ne mândrim noi, mită la ambulanță, alte chestii de genul ăsta. Și printre altele m-au întrebat, domne, zice, ce ați face dacă ați fi la conducerea județului? Și eu am spus ce n-aș face. Nu ce aș face, că nu mă pot pune în situația lui Ionel Arsene. Nici nu vreau. Pentru că este un om care a dovedit că, fiind ales, e în fruntea bucatelor în mod democratic acolo și nu pot eu. Deci eu n-aș face, de exemplu, așa cum a fost făcută telegondola la Piatra Neamț. Și le-am explicat toată ingineria aia pe care vă garantez că în momentul acesta 90% din populație nu o cunoaște, că s-a ajuns până într-acolo încât să faci pe un credit, să plătești creditul tu ca primărie, deși creditul era luat pe o societate, și nici să nu fii la masa credală în funcție de valoarea pe care ai dat-o acolo. Asta se cheamă în toată lumea schemă de fraudare a bugetului și teoretic este o infracțiune văzută și din sateliții lui Elon Musk, care acum s-a ocupat cu războiul din Ucraina. La noi nu s-a văzut lucrul ăsta. Deci, pe mine chiar mă interesează. Ce mai știți, domnul primar, de insolvența Perla Invest? Sunt convins că cei doi membri AGA din Consiliul Local sigur au făcut informări peste informări, că au venit pe capul dumneavoastră să vă spună, domnule, ce facem, domnule, cu ăștia? Da, am mai discutat subiectul acesta și la dumneavoastră în emisiune. Eu nu pot înțelege ce a fost în mintea celor care au gândit schema asta. Este simplu. Nu numai să te apuci să faci o telegondolă, a cărei investiție, bun, o pot accepta dacă asiguri finalitatea ei și eficacitatea ei.
adică să faci ceva super atractiv pe Cozla. Proiectul pe Cozla a fost început, dar a fost început foarte prost și lăsat neterminat. Am vorbit și despre asta. Că am spus, dom'le, noi să știți că noi am cheltuit o groază de bani pe un munte care acum ne mândrim cu o clădire nici măcar la roșu, la beton și cu o telegondolă construită fără autorizație. Și cu o pârtie de schi care nu funcționează nici două săptămâni pe an. Nici nu vreau să mă mai gândesc acolo. Da, deci nu înțeleg logica acestei investiții și mă refer la această investiție gândită din perspectiva unei potențiale, unei ipotetice finanțări europene. Dar aminte a unei investiții făcute astfel pe credit. Pe credit care îl plătești în 20 de ani, așa cum se întâmplă. Pe care nu l-ai plătit și pe care nu l-ai plătit la timp și s-au capitalizat dobânzile. Deci toată această presiune care o avem astăzi pe bugetul local nu ne permite să folosim eficient aceste investiții. Pentru că în loc să facem ceva pe Cozla, un parc care să dea sens telegondolei și să atragă oamenii a doua oară, a treia oară, a cincea oară, poate în aceeași lună pe Cozla, să atragă familiile acolo, să atragă turiștii, iată că noi trebuie să plătim niște rate care ne sufocă efectiv. Și avem extrem de multe astfel de exemple, că nu ne uităm doar la telegondolă. Mai este și sala polivalentă, prin care plouă, prin al cărei acoperiș plouă. V-ați arătat dumneavoastră săptămânile trecute cum arată, intrarea în sala polivalentă. Tot la dumneavoastră am văzut și credeți-mă că nu doar la dumneavoastră, pentru că trec zilnic pe acolo, cum arată scările la curtea dumneavoastră, care este ultima mare investiție făcută în Piatra Neamț acum vreo 12 ani. Bogdan, te rog frumos să-i arătăm domnului primar ce era în gândul celor care au făcut schema cu investiția la telegondolă. Nu trebuia să-mi arătați, că mi-am imaginat și eu care era gândul și care erau intențiile. Dar eu nu pot să înțeleg. Să ai puterea să faci ceva și să nu te gândești decât la asta este cumplit. Deci vă spuneam un pic cum arată lucrurile. Din noiembrie anul trecut, de când au apărut problemele, au început să se acutizeze problemele la Curtea Domnească, am solicitat o expertiză tehnică la Curtea Domnească, care este ultima mare investiție din municipiul Piatra Neamț. Expertiza tehnică este gata și spune niște lucruri care sunt destul de grave acolo. Înainte de a le face publice, vreau să solicit un punct de vedere tuturor celor implicați. Proiectant, executant, diriginte de șantier, bineînțeleg, executantul nu mai există între timp. Dar să vedem un pic ce s-a întâmplat acolo, firma, să verifice fiecare. Cred că firma mai există, nu mai știu exact. Dacă nu, căutăm. Parcă era firma domnului Turcu. Am lansat această invitație. Trimitem expertiza, vă rugăm analizați și să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere și interesant. Să discutăm. Da. Domnul primar, acum, știți cum e, haide să, pe final, să ne mai și încercăm să ne bucurăm măcar. Vin zilele orașului. Uimiți-mă! Da. De zilele orașului îmi doresc ca toți pietrenii să se bucure, să fie mândru de orașul lor și să vadă, să se bucure că sunt pietreni. Lansez invitația tuturor pietrenilor și nu numai, tuturor celor care doresc să vină la zilele orașului. Vom avea multe surprize pentru pietreni, dincolo de agenda anunțată deja. Avem multe formații care vor veni, vom avea o zonă de unde pietrenii vor putea să servească ceva de mâncare, bere, să se bucure de o vreme bună. Am înțeles că va fi vreme extra foarte bună în această călduroasă perioadă, destul de călduroasă, toridă chiar. Așa se anunță. Vom avea și DJ, vom avea foarte multe activități. Deschidem aceste festivități începând de joi seară. Vom avea o procesiune și vizita în al Preasfinției sale Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
După care, de vineri, după prânz, vom avea Gala Generațiilor și apoi, practic, premiem tinerii merituoși din oraș și pe cei care trebuie să fie un reper și un exemplu pentru mulți dintre noi, cei care sărbătoresc anul acesta nunta de aur și anul acesta sunt mai mulți și mă bucur, mult mai mulți ca anul trecut și mă bucur de asta. După care vor începe spectacolele, vom avea 3 zile de spectacole. Vineri este seara dedicată sânzienelor și folclorului. O vom avea pe Laura Lavric. Sâmbătă este, putem să-i spunem, ziua rock. O zi care este asumată ca măcar o dată pe an să o avem în memoria victimelor de la colectiv. Așa a fost o decizie, o hotărâre a Consiliului Local imediat după acel nefericit eveniment și facem din acest, cu acest prilej, sărbătorim acest moment. Și va cânta trupa Taxi. Va cânta trupa Taxi, da. Eu aștept cu nerăbdare imnul orașului, imnul județului Neamț cântat de trupa Taxi. Dacă reușesc, la final o să pun un refren. Dacă reușesc... Bun, îl aștept și eu cu nerăbdare. Cred că îmi imaginez despre ce este vorba, dar prefer să mă surprindeți dumneavoastră. Și duminică, evident, va fi ziua cea mai intensă, unde vom avea formații recunoscute, evident, cea mai cunoscută fiind Sub Carpați. Și după Sub Carpați vom avea un moment foarte frumos și invit pe pietreni să îl descopere. Dar rămâne o surpriză momentan. Eu vreau să mai spun că va fi și Gașca Zurli sâmbătă. Va fi și Gașca Zurli. Toți copiii orașului, da, sunt așteptați de la ora 18. De la ora 18, deci se începe cu Gașca Zurli, se termină cu Taxi între Flying Otters și trupa Lotus, dacă nu mă înșel. Mă uit și eu pe niște programe, acum încerc să le găsesc. Avem și duminică, văd, sunt formații care mie nu-mi spun foarte mult. Sunt formații legate între ele, de Sub Carpați, care au îmbină mai multe stiluri și chiar cred că muzica lor va fi gustată de pietreni. Da, deci ce ne puteți spune în legătură cu firmele care vin să ofere mâncare, băutură și alte lucruri? Vor fi 14 zone. Din câte știu, toate au fost atribuite în urma evaluării făcute, în urma dosarelor depuse și evaluării făcute de colegi. Suntem în plină perioadă de pregătire a zilelor orașului. Regret că a trebuit să dureze atât de mult și să închidem Piața Ștefan cel Mare încă de weekendul trecut, dar... Ne antrenăm pentru lucrări, stați cu mine. Da. Sunt convins că anul acesta vor fi, zilele orașului vor fi sărbătorite în modul cel mai spectaculos. Va fi o atmosferă extraordinară, asta vă asigur eu, după ce am văzut cum se pregătesc lucrurile. Eu aștept momentul în care zilele orașului vor fi zilele orașului, cum să vă spun eu, cu manifestări multiple în toate zonele orașului, în care chiar să simți că ești implicat, este un pas înainte. Pe această cale spun, haideți oamenilor să ne bucurăm câteva zile de ce se întâmplă în oraș și cu acordul dumneavoastră o să dăm drumul și dacă Bogdan o să mă ajute, evident. Mă ajuți, Bogdan? Eu o să încerc să dau pe ecranul mare și încheiem apoteotic cu ceea ce... Mă rog, unii spuneau la un moment dat că ar fi imnul, ar putea fi un imn pe așa pasager al județului. E foarte frumoasă că nu e a noastră.
E trupa taxi. Avanpremieră la Zilele Orașului. Și atunci când facem dragoste pe jos, e curentul cam mare, mă trage rău pe la picioare. Deci am o rugăminte la tine, dar să nu te super pe mine. Vreau să rămân în șosete, vreau să rămân în șosete, vreau să rămân în șosete. Sweet time, mama, vreau să rămân în șosete. Mulțumim, Bogdan! Spuneați că acesta ar fi... Mulțumim, Bogdan! Sau ce... Cu asta încheiem. Vă mulțumim pentru participare. Partea de divertisment de la finalul acestei... Deci va avea în premieră pentru Tupa Taxi, care va concerta la Zilele Orașului, sâmbătă seara. Nu știu dacă va veni și cu această melodie, dar ea sigur va fi foarte gustată, pentru că fiind foarte cald afară, chiar unii vor veni și fără șosete la acest spectacol. Mulțumim, Bogdan, încheiem aici. Cele bune tuturor, numai bine! Vă mulțumesc pentru invitație. O zi bună tuturor!